Frați și surori, îngăduiți-mi să mă alătur de fratele Adrian și în același asentiment cu fratele Adrian să împart cu dumneavoastră câteva gânduri din acest cuvânt. Joi, după masa, cei care au fost la adunare, noi, de fapt, ca și cum am sărbătorit înălțarea Domnului. Și, de obicei, acest cuvânt îl citim cam după o săptămână după învierea Domnului Iisus. Dar să știți că nu este o greșeală să-l citim și după, și la vară, și la toamnă, pentru că, așa cum se spune aici, cum spunea fratele Adrian, este vorba de o credință. Și noi, de multe ori, în vorbele noastre și în popor, și în vocabularul nostru folosim acea expresie și spunem, tu ești ca Tom. Nu? Ești necredincios ca Tom. Și am auzit că și aici, în Quebec, am auzit la colegii mei, cei mai mulți sunt canadieni, francezi de aici, folosesc aceeași expresie. Tu nu crezi, lasă-l pe lăpație că el e la ca Tom. Și așa cum spunea fratele Adrian, să știți că parcă îl dojenesc unii predicatori sau unii creștini pe Toma așa de mult. Dar aș vrea să vă spun despre Toma. Știți că Toma este ucenicul care a mers cel mai departe dintre toți ucenicii Domnului Iisus? Dacă bine mi-aduc aminte, s-a dus până în India și a murit în India. Și aș vrea să vă spun ceva. Toma nu era deloc mai necredincios decât ceilalți ucenici, cu excepția lui Iuda. Pentru că atunci când ucenicii erau la oaltă și Toma nu era cu ei, au venit femeile și au spus, s-a înviat Domnul. Vă aduceți aminte ce au spus ucenicii? Au spus că vorbesc basme, povești, pentru că ei încă nu-L văzuse. Și Domnul Iisus Hristos, când s-a prezentat în mijlocul lor, le-a spus, pace vouă, și le-a arătat, s-a identificat, le-a arătat mâinile, le-a arătat semnul cuielor. Și pentru ei, având aceste probe, a fost ușor, oarecum, să creadă, dar până atunci au spus că sunt basme. Deci, prin urmare, Toma nu era mai credincios decât ei, datorită faptului că a cerut probe. Ei au spus, l-am văzut pe Domnul, l-am via Domnul. Și Toma a avut această pretenție și a spus, dacă nu voi vedea eu, dacă nu voi pune eu mâna, dacă nu-l voi atinge eu cu asta, nu voi crede. Și la întâlnirea cu Domnul Iisus, Domnul Iisus nu l-a dojenit așa cum spunea fratele. Nu le-a ocărât așa cum noi am fi vrut. Am fi vrut, sau unii oameni ar fi vrut să spună, măi, apoi, chiar așa, măi, Tomă. Dar aș vrea să vă spun ceva. Dacă în vremurile noastre, noi ne luptăm cu două sentimente noi. Dacă în vremurile noastre este Duhul, care tinde spre lucrurile sfinte, și este firea pământească, care tinde spre cele pământești. Așa spune Apostolul Pavel. Aș vrea să vă spun că în contextul ucenicilor din vremea aceea, erau trei lucruri, mai era încă un lucru în plus, care se mai ajuta, care noi încă niciodată nu l-am trăit. Și unde o să rămâne surprinde ceea ce o să spun? Era sentimentul de naționalism. Și am să vă spun de ce aveau acest sentiment. Am citit pe parcursul Scripturii cele patru Evanghelii și am văzut că ucenicii, de fapt, au fost tot timpul confuzi. În felul în care îl înțelegeau pe Domnul Iisus Hristos. La un moment dat, Domnul Iisus Hristos se întreabă pe ucenici și spune, ce spune oamenii, ce spune lumea, ce spune cei din jur despre mine, cine sunt? Și ucenicii spune, unii spune că ești prorocul, alții spune, probabil, ești Ilie, ai venit în puterea lui Ilie, deși Ioan Botezătorul a venit în puterea lui Ilie. Și Domnul Iisus intră și spune, dar voi cine ziceți că sunt?
Petru spune, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. A spus un adevăr. Și Domnul Iisus Hristos îi spune, nu fericită pe Petru. Și îi spune Petru, nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, adevărul acesta, ci Duhul lui Dumnezeu. Dar imediat după aceea, Domnul Iisus Hristos le povestește și le spune despre patimile lui, ceea ce s-o să întâmple cu el la Ierusalim. Vă aduceți aminte ce a spus Petru? Să te ferească Dumnezeu. Dar făcea parte din lucrarea Domnului Iisus. Și Petru spune să te ferească Dumnezeu. Întrebarea mea este, înțelegeau ucenicii ceea ce le spunea Domnul Iisus Hristos? Erau foarte confuzi. Apoi, în capitolul 14, amintea fratele Adrian o parte, dar spunea aici ce spune Toma. Eu aș vrea să adaug ceea ce spunea Filip. În capitolul 14 din Ioan, când Domnul Iisus Hristos le spune să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Aici mai jos spune, Iisus le-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dar era ucenicul acela, Filip, care mă gândesc că a îndrăznit și a spus, Doamne, arată-mi-l pe Tatăl și ne este de ajuns. Vă aduceți aminte ce răspuns îi dă Domnul Iisus Hristos? Filipe, de atâta vreme sunt între voi. Și nu mă cunoști? Tu nu înțelegi că cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Pentru că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Prin urmare, erau confuz. Și aș vrea să vă dau încă o dovadă despre a treia luptă care ei o ducea cu naționalismul. În cuvântul lui Dumnezeu ne spune în cartea Faptelor Apostolilor, Evanghelistul Luca în primul capitol. Când Domnul Iisus Hristos, el îl parafrazează după ce Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer. Spune ceea ce s-a întâmplat. Și spune în primul capitol aici, în versetul 5, că Domnul Iisus Hristos le spune că și Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Uitați ce spune Domnul Iisus Hristos. Să băgăm bine de seamă la citire. Să fim atenți ce înțelegeau ei. Ce aveau ei în mintea lor. Versetul 6. Foarte important. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-am întrebat. Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel. Nu împărăția lui Dumnezeu. Nu împărăția ta. Împărăția lui Israel. Ei trăiau într-un context pentru că trăiau sub dominație romană. Erau provincie romană. N-aveau împărat. Când Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, l-au primit ca un lider religios, dar cred că nu greșesc dacă afirm și spun că l-au primit și l-au văzut ca și pe un potențial împărat ca pe David. Știți că pe vremea lui Solomon, țările din prejur erau supuse lui Israel și țările din prejur plăteau zeciuială sau plăteau tribut sau plăteau taxe la Israel. Dar în vremea Domnului Iisus Hristos, știți că Israel plătea taxe la romani? Că doar de-aia au venit și l-au ispitit pe Domnul Iisus și au spus să cuvine să plătim bil cezarului. Deci lucrurile s-au inversat. Și ei văzându-l pe Domnul Iisus Hristos, l-au văzut și ca și o persoană religioasă, dar l-au văzut și ca pe un potențial împărat din punct de vedere pământește. Și Domnul Iisus Hristos, băgați bine de seamă ce spune în versetul 7. Nu este treaba voastră să cunoașteți vremurile și soroacele. Domnul Iisus le vorbea despre Duhul Sfânt. Iar ei se gândeau la împărăția lui Israel. Și așa era de profund naționalismul ăsta în ei. Pentru că aș vrea să vă spun, atunci când romanii au invadat și au distrus templul, am impresia că undeva aproape de Marea Moartă era o stâncă care cred că se numea Masada.
vreo 5.000 de zeloți cu familiile lor, s-au refugiat, s-au dus acolo, s-au blocat pe stânca aceea și nu au vrut să se predea romanii. Și romanii luni de zile și-au bătut capul cum să poată să ajungă la ei ca să-i distrugă. Ei s-au sinucis acolo rând pe rând, cete pe cete. Și știți cum au ajuns romanii? Au zidit ca și un munte. Așa ca și un munte care pleacă de jos într-un anumit unghi. Luni de zile au adus pietre acolo și le-au zidit ca și un deal mai înalt ca să ajungă acolo. Și când au ajuns nu mai era nimeni, erau numai câteva persoane. Pentru că s-au sinucis acolo. Așa puternic era naționalismul în ei. Și ei se luptau cu acest naționalism. Se luptau. Vreau autonomia, vreau să fie independenți. Ar vrea să vă spun că ei nu concepeau ca Domnul Iisus Hristos nici să moară și nu le venea să creadă nici că ar fi înviat. Știți când au înțeles mai bine lucrurile? Au fost două evenimente mari în viața ucenicilor. Un, când Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer. Când Domnul Iisus Hristos și l-au văzut înălțându-se la cer și au venit acești doi îngeri și acei doi îngeri găsim în Faptele Apostolilor și le-a spus, bărbați galileieni, care stați cu ochii, ați țintit spre cer. Acest Iisus, cum a plecat, va reveni înapoi. Acolo au înțeles o parte din lucrarea Domnului Iisus. Și cealaltă parte pe deplin. Știți când au înțeles? La botezul Duhului Sfânt. Când s-a coborât Duhul Sfânt peste ei, atunci Duhul Sfânt le-a adus cunoștință de toate lucrurile. Și au înțeles mai bine lucrurile. De aceea n-aș vrea să considerăm și să spunem că ei au fost așa de necredincioși. Și noi, dacă am fi fost în vremea aceea, așa de credincioși eram. Pentru că se luptau cu aceste lucruri. Dar ce este important pentru noi? Domnul Iisus Hristos îi spune lui Toma, Tomo, tu ai văzut și ai crezut. Și Toma, așa cum se spune aici, l-a făcut pe Domnul Iisus Hristos și Domn și Dumnezeu pentru el. Dar Domnul Iisus Hristos îi fericește pe cei care l-au văzut. Și cred și asta. După 2000 de ani aproape. După 2000 de ani aproape. Mai sunt oameni care crede încă în învierea Domnului Iisus Hristos. Fără să ceară mari dovezi. Și așa cum se spune azi dimineață, Duhul Sfânt este Cel care lucrează la inima omului și îl face să înțeleagă că e păcătos și are nevoie de jertfa Domnului Iisus Hristos. Dar să pun o întrebare. Și aș vrea să mergem acasă cu această întrebare. Cei care l-am făcut, am crezut în învierea Domnului Iisus Hristos și l-am făcut pe Domnul Iisus Hristos Domn și Dumnezeu în viața noastră. Care sunt motivele care ne-a determinat să-L facem Domn și Mântuitor și Dumnezeu în viața noastră? Sunt motivele pământești? Să știți că sunt mulți oameni care pentru anumite perioade aici pe pământ oarecum îl fac Domn și Mântuitor și Dumnezeu în viața lor. Și când vin vremuri grele, când vin necazul, când vin nori, când vin furtuna, se lapădă de el. Aș vrea să ne punem încrederea în Domnul Iisus Hristos pentru cerul care ni l-a promis. În Ioan 14 când spune mă duc să vă pregătesc un loc, suntem incluși și noi. Domnul Iisus Hristos s-a dus să pregătească un loc. Și cred că nu greșesc dacă spun locul care l-a pregătit este deja gata. Și tot ce așteaptă Domnul Iisus ca Dumnezeu Tatăl să-i spună du-te și ia spune asta. Și m-aș bucura toți cei care cred noi, familiile noastre și cunoscuții noștri și semenii noștri să avem parte de răpire cu Domnul Iisus Hristos. Spune cuvântul lui Dumnezeu că cei doi îngeri a spus acest Iisus, așa cum l-ați văzut plecând, așa va reveni înapoi. Și aș vrea să vă spun, cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Și Dumnezeu totdeauna s-a ținut de promisiuni, s-a ținut de făgăduințe
și a împlinit făgăduințele lui. Și de data aceasta eu cred din toată inima că Dumnezeu se ține de promisiune. Și noi toți, biserica dintre, pe, care este pe întreg pământul, să spună: vino Doamne Iisuse, amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare și aș vrea ca într-o rugăciune comun să mulțumim Domnului pentru seara aceasta și apoi în a doua parte să ne încredințăm în brațul Domnului să ne păzească în săptămâna în care am intrat. Amin.